e bine să faci sport, e bine să mănânci sănătos, pentru că asta te ferește de lucruri mai serioase, ca să zic așa. După cum observați, e din ce în ce mai răcoare afară. Și în platou, nu ți pare că e un pic cam răcorică? Nu, eu sunt pare că bate vântul, așa? Și dacă nu suntem suficient de precauți, riscăm să ne confruntăm cu o viroză. Dar fiți fără grijă, o putem evita cu ajutorul sfaturilor unui specialist, Radu Țincu, medic primar ATI. Bine ai venit! Bine v-am găsit, să rămână! Ce este o viroză? O viroză este o boală respiratorie, pentru că sunt de boli respiratorie, poate fi pe orice aparat și sistem. Însă în sezonul rece avem boli respiratorii virale. Este o boală detenată de un virus care pătrunde în interiorul organismului și care creează anumite modificări. Fie că discutăm de modificări în sfera respiratorie, tuse, răgușală, secreții abundente, pulmonare, o stare de indispoziție, sau dacă discutăm de viroze digestive, vom avea o manifestări digestive cu greață, vărsături, scaune diareice. În special, cele două tipuri de viroze, respiratorii și digestive, sunt cele mai frecvente în perioada aceasta anului. Cum facem diferența între o viroză și o simplă răceală? Este greu de făcut doar pe baza simptomelor. E nevoie de o analiză care să pună în evidență agentul care a cauzat această boală. Răceala în sine nu este un termen medical. În principiu, la baza majorității așa ziselor răceli... Este acest virus. Este un virus. Da, da, da. Și acel virus e responsabil de toate manifestările pe care noi le avem. Nu putem să avem, de exemplu, o răceală asociată curentului. Este un alt mit, da, 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 oarecum românesc, că dacă ai stat în curent, ai răcit. Nu, nu este determinant. Sigur, poate fi un factor favorizant. El activează prezența unui virus în contextul unei scăderi a imunității și creează simptomatologia respectivă. Însă diagnosticul se face de la laborator prin identificarea particulei care stă la baza acestei îmbolnăviri. Da, de regulă o viroză câte zile ne dă bătăi de cap? Ceea ce este important de spus este că virozele se vindecă singure, în mare parte, sunt autolimitate. După o perioadă de timp variabilă de 5, 7, 10 zile, ele se vindecă fără un tratament. 7, 10 zile? Da, cam așa. Cele mai grele zile care sunt? Adică sunt cu simptomele cele mai agresive? Primele zile sunt cele de incubație, în care virusul pătrunde în organism și începe să se multiplice și, sigur, sunt mai ușor de suportat. Ceea ce este cu adevărat deranjant este perioada acută, fulminantă, undeva ziua a 4-a, 5-a, când simptomatologia este prezentă și devine chinuitoare. Fie că discutăm de o tuse care pur și simplu nu ne lasă să ne odihnim și care ne creează un disconfort, fie că discutăm de scaunele diareice, durerile abdominale, care sunt și ele neplăcute. Însă ceea ce este extrem de important de precizat este faptul că și dacă n-am face nimic, în marea parte a cazurilor, această viroză trece de la sine. Deci nu e nevoie de o intervenție agresivă. Organismul are, dacă suntem o persoană sănătoasă, fără probleme majore de sănătate, organismul are toate resursele pentru a putea trece peste aceste evenimente. Deci tratamentul poate fi maximul simptomatic. Tratamentul este simptomatic pentru că trebuie să înlăture simptomele neplăcute, mai ales dacă discutăm de o tuse, de exemplu, extrem de chinuitoare, această tuse trebuie să fie oprită pentru că nu ne lasă să dormim sau creează disconfort. Dacă discutăm de scaune diareice în exces, ele pot să deshidrateze adultul sau chiar copilul, mai ales în cazul copiilor. Și atunci ele trebuie să fie oprite. Însă elementul cel mai important pe care nu trebuie să-l facem este să luăm antibiotic. Pentru că antibioticul se adresează infecțiilor bacteriene. Și atunci un antibiotic administrat pentru o boală virală nu va avea niciun efect. Da, cumva se pune problema așa. Să spunem copilul, îi curge nasul, a început să tușească, face febră. Febra este semn că e ceva bacterian sau că este ceva viral? Nu. Febra nu poate diferenția prezența virusului sau unei bacterii. E nevoie de o analiză de sânge care să ne arate leucocitele și formula lor, adică ce predomină anumite componente din leucocite și sigur trebuie luat un exudat sau un examen coprocultură ca să identificăm ce virus este în respectiva afecțiune. De principiu, antibioticele se administrează doar când avem certitudinea că este o infecție bacterian. Dar dacă febra, să spunem că durează mai mult de 3 zile, cum am învățat eu de la pediatra copiilor mei, e corect să ne gândim că poate fi ceva mai serios?
Adică ții 3 zile copilul acasă, dacă face doar 3 zile și după 3 zile nu mai are febră, în principiu n-a fost ceva complicat. Dacă febra persistă, atunci mergi la medic. Este foarte adevărat, acest lucru trebuie să se întâmple după 3 zile de febră persistentă. Nu înainte. Nu înainte, pentru că gândiți-vă mai ales în rândul copiilor, în perioada acum a deschiderii școlii, ar trebui să fiți la pediatru permanent. Și atunci acest lucru nu are rost. Se dau antitermice, se hidratează foarte bine copilul și se așteaptă să vedem dacă evoluția va fi favorabilă. Dacă după 3 zile febra continuă să persiste, starea generală nu se îmbunătățește, sigur că el trebuie să fie evaluat și doar la decizia medicului se administrează antibiotice. Antibioticele nu se administrează din două motive. Unu, că nu tratează virusul, deci n-au eficiență. Și doi, riscă să producă dezechilibre în sfera, în sfera digestivă, spre exemplu, și copilul să dezvolte ulterior o infecție bacteriană secundară. Deci este foarte important să nu luăm antibiotice fără prescripție medicală. Trăim o perioadă în care teama aceasta de îmbolnăvirea cu noul coronavirus ne dă o paranoia ieșită din comun. La primii muci, la prima durere de cap, ne facem un test și încercăm să eliminăm riscul acesta. Există vreo diferență între simptomele provocate de o viroză și simptomele provocate de COVID? E greu de făcut o diferențiere clinică. Sigur că avem lipsa mirosului și a gustului, care sunt oarecum particulare și apar cu o frecvență mai ridicată în cazul îmbolnăvirii cu coronavirus. Însă, de multe ori copiii, când tot am discutat de copii, e foarte dificil să poată să-ți precizeze cu exactitate această alterare de miros și de gust. E clar că ele au simptome comune. Febra, durerile musculare, tusea, durerea de gât, sunt simptome pe care le găsim și la virozele normale și la COVID-19. Ceea ce trebuie să facă părinții, mai ales în contextul acestei pandemii, dacă cei mici vor dezvolta astfel de simptome, să nu îi mai lase la școală, pentru că n-au de unde să știe dacă au COVID sau nu și atunci riscul de a îmbolnăvi și pe cei din colectivitate este unul crescut. E nevoie de 3-4 zile să vedem cum evoluează copilul, iar dacă evoluția se îndreaptă spre ideea că ar avea COVID, un test rapid antigen ar ajuta, se poate face la domiciliu, nu este niciun fel de problemă să fie interpretat de părinte. Cel din salivă este îl recomandați? Că atunci când vine vorba de copii, ei sunt mai reticenți în a le face un test normal. Are o sensibilitate mai mică decât cele tip antigen recoltate prin exudat nazal, dar și el poate deveni orientativ la un moment dat. Dar cel mai important este izolarea copilului cu simptomatologie și nu doar din perspectiva COVID. Un copil care are o viroză respiratorie este clar că nu va respecta, că nu poate să respecte în totalitate regulile sanitare și cu siguranță îi va îmbolnăvi pe cei din jurul lui, din colectivitate. Masca ne ferește și de viroze? Da. Și avem acest exemplu anul trecut când am purtat mască și cred că știm cu toții că pur și simplu gripa nu a fost prezentă. Nu deci a fost prezentă, însă nu de mult, a fost o explozie de viroze. Care da, este explicația? Tocmai pentru că am scăzut aceste măsuri sanitare și n-am mai respectat cu aceeași strictețe măsurile sanitare, masca de protecție n-a mai devenit obligatorie în spațiile deschise și atunci au reapărut aceste viroze. Însă virozele de vară sunt preponderent viroze digestive și sunt asociate cu sfera digestivă. Abia din luna octombrie apar aceste viroze respiratorii. Purtarea măștii de protecție ne va feri și de a ne contamina cu alte virusuri sau bacterii. Ați putea să ne spuneți care este situația acum? E foarte multă lume, sunt foarte mulți bolnavi. Da, creșterea este spectaculoasă a numărului de cazuri. Dacă în vară toți pacienții gravi bolnavi de COVID-19 erau tratați în spitale de boli infecțioase și erau locuri pentru ei, iată că de câteva zile ei sunt transferați și în spitale generale. Deja spitalele generale și-au pregătit secțiile de terapie intensivă cu acel sector dedicat pacienților COVID. Mă aștept ca în perioada următoare, pentru că avem 2000 de cazuri pe zi, ei vor genera un număr de pacienți de 80-100 de pacienți care vor avea nevoie la un moment dat de terapie intensivă. Da, sper să ne revedem data viitoare cu vești mai bune, deși la cum arată lucrurile nu ne îndreptăm într-o direcție îmbucurătoare, să zic. Așa este, însă responsabilitatea individuală. Respectăm măsurile sanitare, că nu vrem să ne îmbolnăvim de COVID-19, nu pentru că așa ne spun autoritățile. Eu cred că, dincolo de orice recomandare publică, faptul că ți-e frică că te îmbolnăvești de COVID și poți să ajungi în spital reprezintă un factor suficient de important să te facă să respecti. Corect, da. Mulțumim foarte și mult. Eu.